Bun găsit, doamnelor și domnilor, la început o știre de ultimă oră. În jurul orei satul Zarmiletiș din Novi Sad a izbucnit un incendiu. Echipele de pompieri au intervenit repede și incendiul a fost localizat. Conform informațiilor, nu există răniți, însă pagubele materiale sunt însemnate. Continuăm emisiunea cu cele mai importante titluri. Serbia mizează pe sprijinul României în drumul spre Uniunea Europeană. Depășirea crizei poate fi realizată prin reducerea numărului de angajați în sectorul public și creșterea numărului de angajați în producție, a spus Bojan Pajtić. La Timișoara este întoi campania umanitară care prevede strângerea de fonduri pentru maternitatea Bega. Zilele următoare vreme rece, pe alocuri cu ploi și averse. România sprijină aderarea Serbiei la Uniunea Europeană și eforturile întreprinse pentru ca relațiile în regiune să fie normalizate, s-a spus la conferința de presă care a avut loc la București. Prin întâlnirea cu președintele României Traian Băsescu, premierul Sârbii Ivica Dačić a încheiat vizita oficială de două zile în România. Șeful statului român a salutat poziția Belgradului pentru obținerea unui acord cu Priștina și a subliniat că înțelege efortul pe care îl face Serbia în drumul spre UE. La o conferință de presă comună, premierul român Victor Ponta a spus, după întâlnirea cu șeful executivului Sârbii Ivica Dačić, că Serbia este partener important al României în regiune, iar România o va susține în procesul de preaderare la Uniunea Europeană. Ivica Dačić a subliniat că Serbia îndeplinește criteriile de aderare la UE și mizează pe sprijinul Bucureștiului în acest proces. Dačić și Ponta au dialogat și despre alte domenii de cooperare, în primul rând despre relațiile economice care, după cum s-a constatat, pot fi avansate, având în vedere că România este cel mai mare partener al comerțului extern al Serbiei. De asemenea, s-a discutat și despre alte probleme deschise, spunându-se că nu există probleme referitor la minoritatea națională română în Serbia, iar problema valahilor nu trebuie politizată, ci soluționată. În calitate de ministrul al afacerilor interne, Dačić a semnat cu omologul său român Radu Stroe un protocol privind înființarea și funcționarea unui punct de control comun la frontiera româno-sârbă. Grupurile de negociatori de la Belgrad și Priștina au continuat astăzi discuțiile pe tema implementării acordului de la Bruxelles. Azi dimineață, la Bruxelles, a continuat dialogul pe tema implementării acordului din luna aprilie și a unor probleme referitoare la energie electrică, telecomunicații, tribunale și poliție. Nimeni din grupul belgradean nu a dorit să vorbească despre felul în care decurge dialogul, doar șefa delegației de la Priștina, Edita Tahiri, a spus că ieri a fost realizat un progres în legătură cu anumite probleme. Președintele Guvernului Voivodinei a vizitat astăzi compania TRC Swiss Production din Petrovaradin. Guvernul Voivodinei a asigurat subvenții pentru mai multe întreprinderi. Una dintre acestea este și compania Swiss Production, care reciclează tonere și cartridge pentru imprimante pe bază de laser. Bojan Pajtić a înmânat directoarea Snejana Vuković un contract care prevede subvenții din bugetul republican în sumă de 6,13 milioane dinari. După cum a spus el, singurul mod pentru depășirea crizei este micșorarea numărului de angajați în sectorul public și creșterea numărului de angajați în producție. Copiii ajută copiii. În cadrul campaniei umanitare pentru strângerea fondurilor menite secției de neonatologie a maternității Bega din Timișoara. Corul de copii Acor Junior s-a alăturat acțiunii caritabile și împreună cu asociația Bega Neonat va organiza un concert caritabil. Sâmbătă 1 iunie de la ora 18 în sala de concerte a Liceului de Muzică Ion Vidu din Timișoara, membrii corului Acord Junior vor cânta pentru o cauză nobilă. Cred că trebuie și oamenii să participe pentru un fel sau altul. Copiii nu știu în ce măsură își dau ei seama de acțiunea pe care o întreprind. Ei vor să cânte pur și simplu și mai ales dacă în momentul în care vor apărea pe scenă, vor conștientiza mai bine despre ce este vorba, cred că vor fi cu atât mai bucuroși.
Acesta este cel de-al doilea concert caritabil susținut în cadrul campaniei umanitare Copiii noștri merită să trăiască, noi avem datoria să-i ajutăm. Este un alt pas important pentru campania noastră și un eveniment așa cum ne-am propus ca să atragem atenția asupra campaniei prin diverse evenimente ale comunității noastre, create de comunități pentru această cauză și aici trebuie să menționăm că pașii dinainte acestui concert, un alt concert de la care am reușit să obținem 6.900 de roni din concertul de la Dom. Mulțumim pe această care domnului romano-catolic ne-a găzduit. Mulțumim Incanto Quartet, operei și am făcut un pas important. Se poate. Intrarea la concert va fi liberă. Consulul general al României la Vârșeț a vizitat astăzi comuna Alibunar. Prin telefon, corespondentă noastră, Otilia Pescariu. Consulul general al României la Vârșeț, domnul Cosmin Victor Lotreanu, a vizitat pentru a doua oară localitatea Nicolinț, unde a fost primit de directorul școlii generale 2 octombrie, domnul Ion Ștefan. Cu aceste prilej, elevii școlii, pregătiți de profesorii și învățătorii lor, au pregătit un program bogat în limbile română, sârbă și franceză. Vizita a continuat la Alibunar, la Școala Generală Frăție și Unitate, la Biserica Adormirea Maicii Domnului, la Școala Medie de Economie și Comerț Dositei Obradovici și la primărie, unde domnul consul a discutat cu președintele comunei, Dușan Iovanovici. Cu informații din ultimul număr al săptămânalului Libertatea, prin telefon redactorul responsabil, Teodora Smolean. Manifestorii, un an editorial într-o singură zi, am dedicat o importanță mai mare, totodată în aceeași zi fiind marcată și ziua Casei de Presă și editura Libertatea. Amănunte aflați la pagina 9, Cultură. George Subu la pagina Voivodina publică un text mai vast cu titlul Decizia privind statutul Voivodinei până la sfârșitul anului. Despre Forumul European pentru Cultură și Istorie pe tema legăturilor dinastice româno-sârbe în secolele 19-20 ne informează Simeon Lăzăreanu la pagina 6 în Focar, pagina la care mai puteți citi și despre activitatea profesoarei Anișoara Țăran, care ține cursuri de limba română la Negotin, apoi despre spectacolul destin românesc organizat la Vârșeț, precum și articolul despre competițiile republicane din limba română și cultivarea limbii. Pagina 8 a Cultură este dedicată ediției a 18-a a Simpozionului Internațional Banatul Istorie și Multiculturalitate, care a avut loc la Reșița în perioada de 24 și 25 mai. La sport, Nicolae Moise anunță încă 4 turnee finale la Cupa Libertății, iar la Casa Românească, Maria Petrov prezinte familia Popovici din Chichinda. Amintim că până diseară la ora 20 mai puteți vota pentru bebelușul lunii mai. Fenomenele asociate instabilității atmosferice vor caracteriza vremea zilele următoare. Mâine în întreaga țară va predomina vreme rece, cu cer temporar noros și ploi locale. Vântul va sufla slab până la moderat din sectoarele sudic și sud-vestic. Temperaturile minime vor oscila între 6 și 12 grade, iar cele maxime între 18 și 23 de grade Celsius. În Voivodina, vremea se menține rece, temporar semnalându-se averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat din sectoarele sudic și sud-vestic. Temperaturile matinale se vor încadra între 8 și 11 grade, iar valorile termice maxime vor înregistra 18 până la 21 de grade Celsius. Duminică, vremea va fi mai rece cu ploi și averse locale, doar înainte de amiază fiind posibile intervale însorite. Săptămâna viitoare va debuta cu vreme mai rece, temporar cu ploi. Începând cu ziua de miercuri, vremea va fi mai caldă și însorită. Vă informăm că știrile prezentate în emisiunea noastră informativă zilnică, Telejurnal, pot fi accesate pe site-ul Radioteleviziunii Voivodinei www.rtv.rs.ro, dar și pe YouTube. De asemenea, emisiunile realizate de redacția programului în limba română, Bună seara Voivodină, Magazin TV și Teleclub, pot fi vizionate pe YouTube și pe adresa de Facebook, Televiziunea Voivodinei, per Redacția Română. Aici se încheie ediția. Vă mulțumim pentru atenție, stimați telespectatori, și vă dorim un weekend plăcut. Să auzim de bine!